În pofida restricțiilor de călătorie impuse de pandemie, Republica Moldova așteaptă turiști din străinătate. Asociația Națională pentru Turism Receptor a distribuit recent o scrisoare deschisă în care explică celor pasionați de călătorii de ce ar trebui să cunoască Republica Moldova. Potrivit directorului executiv al Antrim, Victoria Bucătaru, informațiile au fost preluate de peste 200 de site-uri, bloguri și platforme internaționale, cum ar fi BBC, CNN, National Geographic, Vogue sau Lonely Planet. În primul rând, Moldova este mândră prin vinurile și vinăriile sale. La fel, este renumită datorită peisajelor sale deosebite. La fel, stilului de viață și modului de viață activ, deci am promovat în mod special aventura ușoară pe care poți o accesezi în Republica Moldova. Printre atracțiile turistice se numără și vestigiile sovietice din arhitectură sau monumentele din perioada URSS și casele memoriale ale scriitorilor sau poeților. Pentru a vizita Republica Moldova în perioada pandemiei, turiștii străini au nevoie de un pașaport valabil pentru cel puțin încă 3 luni și un test PCR negativ la noul coronavirus. Cei care nu l-au vor semna o declarație pe proprie răspundere și vor rămâne 14 zile în izolare. Se va autoriza intrarea în Republica Moldova doar cetățenilor străini care își pot justifica scopul vizitei. Ca exemplu, venirea în Republica Moldova cu scop turistic, stranierul trebuie să aibă cu sine pe lângă pașaport și alte documente confirmative, cum ar fi o rezervare la hotel, o foaie turistică, surse financiare pentru a se întreține pe toată durata sejurului. Potrivit Biroului Național de Statistică, anul trecut numărul turiștilor cazați oficial în hoteluri și pensiuni s-a redus cu peste 75% față de 2019. Cei mai numeroși au fost turiștii veniți din România, Ucraina, Federația Rusă, Turcia și Marea Britanie.